În această zi frumoasă de sărbătoare, de sărbătorirea celor 440 de ani de la documentare, vă zicem bine ați venit! Aplauze cu toții! Bună ziua și bine ați venit la noi în localitate, felicitările noastre și mulțumim că sunteți prezenți alături de noi. Stați din plinii cu sare de la noi din satul Tospiești. Da, așa. Ne bucurăm nespus de mult de toți care sunt la sărbătoarea noastră și se bucură din toată inima de ceea ce generații întregi de peste vremuri, noi suntem urmașii lor și ne mândrim cu toți care astăzi sunt alături de noi. La mulți ani, Costești! La mulți ani tuturor costeștenilor de pretutindeni! Astăzi, la această aniversare de 440 de ani, am dorit să fie și celelalte 19 localități de Costești din toată țara românească. Dar n-am reușit, dar Domnul ne va ajuta. Ei sunt toți cu sufletul și cu inima alături de noi, de toți costeștenii. Fraților și surorilor, din moș strămoș, din secole și milenii, rădăcina neamului nostru, născut în tinda bisericii, cum au zis mari înțelepți ai românilor, căci de 2000 de ani de la Părintele Andrei Apostolul suntem plămădiți în credința creștină. Și dacii străbunii noștri credeau în înviere și credeau într-un singur divinitate, ceea ce le-a fost foarte ușor să treacă la creștinătate. Dacii când mureau, mureau cu zâmbetul pe buze, crezând în posibilitatea învierii și a vieții veșnice. Păi tocmai în aceste zile ne aflăm noi acum, zicând vestea cea bună, Hristos a înviat. Fraților, felicitări cu hramul satului nostru, așa cum ne-am ținut, așa să ne ținem, și noi, cum am fost, noi locului ne ținem, cum așa a fost, așa rămânem, cum a zis vorba poetului. Salutăm în satul nostru pe domn Valeriu Matei, președintele al Centrului de Cultură Română în țara noastră și un fel de ambasador a țării noastre în țara noastră, domn președinte Raimundului, domn care a organizat. Fraților, să ne ținem de cele nezdruncinate, de cele veșnice. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Toți consătieni, oaspeți, Hristos a înviat! Îmi pare bine că sunteți prezenți aici, deci cu această măsură care s-a făcut până la momentul actual, sărbătoarea de astăzi o declar deschisă.
primarul, din numele administrației publice locale, din numele Consiliului Local, poate pe cineva din consilieri va lua cuvântul și va spune ceva, câte un cuvânt de felicitare, dar eu îmi permit din numele la toate trei servicii. Deci, permiteți-mi să vă felicit cu această mare sărbătoare, ziua Hramul Satului Sfântul Nicolae, Hramul Locașului Sfânt, Biserica din satul Costești Sfântul Nicolae, să vă felicit cu 440 de ani de la fondarea satului Costești și să vă doresc multă sănătate. Dragi prieteni, noi așteptăm în continuare oaspeții, dar în acest moment vreau să îmânez microfonul domnului director al Institutului Cultural Român din Republica Moldova, membrul Academiei Române, domnul Valeriu Matei. Și zicem, bună ziua și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Adevărat a înviat! Stimate domnule primar, domnule vicepreședinte al raionului, preacucernici părinți, domnișoarelor, doamnelor și domnilor, dragi costeșteni, permiteți-mi în numele Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și pe drum venind încoace am vorbit cu cineva dintre colegii mei de la Academia Română și din numele academicienilor, celor trei scriitori membri ai Academiei Române, care cei trei scriitori de la Chișinău, Mihai Cimpoi, Nicolae Davija și cel care vă vorbește, să vă adresez sincere felicitări cu prilejul împlinirii acestor 440 de ani de atestare documentară a localității dumneavoastră. Tuturor sănătate, împliniri pe potriva așteptărilor și a viselor dumneavoastră, să aveți cât mai multă prosperitate și binecuvântarea Domnului în tot ceea ce faceți. Vreau totodată să vă spun, desigur, fiecare localitate are o vârstă mult mai mare decât cea de atestare documentară. Noi arăm și semănăm acest pământ deja de câteva mii bune de ani, lucru de necontestat, și în felul acesta s-a plămădit poporul nostru, națiunea noastră. Un popor, o națiune este alcătuit din teritorii, regiuni administrative, orașe sau târguri, cum erau mai înainte, și baza este satul, satul acolo unde s-a născut veșnicia, cum spunea marele poet Lucian Blaga. Costești este o vatră de cultură și o vatră de istorie. Nu sunt pentru prima dată la dumneavoastră ca să-mi dau seama de ce a însemnat această localitate, pentru că aici, în preajmă, la Hanska, noi am făcut săpături arheologice descoperind jet dacii și aici, când am venit prima dată în 1977, în vara lui 77, la săpături arheologice, ne-am dat seama ce însemnăm noi în istoria Europei și în istoria lumii. Și mă bucură faptul că părintele a început astăzi discursul său amintind de strămoșii noștri daci. Într-adevăr, a fost o civilizație, una dintre civilizațiile cele mai importante ale vechii Europei, alături de cea a celților, cei care au stăpânit această bună jumătate a Europei, generând un stil în cultură și contribuind la etnogeneza și a poporului nostru și a popoarelor protobaltice și a multor altor popoare. Dragi prieteni, totdeauna mi-amintesc de localitatea dumneavoastră cu drag, pentru că am mulți prieteni, fiind mai multă vreme președinte de onoare al Federației de Judo în anii 90, m-am bucurat să-i sprijin pe Constantin Mereacre, pe Victor Bivol sau Nicolae Belocosov. M-am bucurat de colegii mei de Uniunea Scriitorilor, l-a menționat aici părintele pe Efim Bivol, de alți colegi pe care i-am avut și i-avem în mișcarea noastră de renaștere națională, de revenire la normalitate din captivitatea fostului Imperiu Sovietic. Și astăzi vreau să vă spun încă o dată, noi putem supraviețui și învinge prin cultură, prin credință, prin atașament la valorile și tradițiile noastre, la memoria pe care ne-au lăsat-o străbunii. Iată de ce, pentru că acei tineri să crească în acest spirit, astăzi v-am adus cadou o bibliotecă de carte românească din partea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu. Și dragi costeșteni, vă mulțumesc! E războiul pentru revenirea noastră la neam, la cultură, la spiritualitate. În această bătălie, în această eternitate a neamului, noi suntem fiecare o verigă, dar importantă
cu atât mai mult cu cât ea este mai puternică. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc! Dar și cuvânt de felicitare permitem domnului vicepreședinte al raionului Ștefan Bivol. Stimați consăteni, stimate domnule primar, domnule director, stimați părinți, vă zic la toți, Hristos a înviat. Este o bucurie pentru mine ca tradițional în fiecare an să ne întâlnim aici, ca să fie sărbătorite astfel de sărbători care sigur că au o tradiție și o istorie foarte bogată, așa cum este localitatea satului Costești. Sunt 440 de ani din ceea ce scriu cărțile, dar așa cum a spus domnul director, de fapt aceste așezări sunt de mii de ani. Este important ca noi, cei care suntem astăzi, să continuăm aceste tradiții și obiceiuri frumoase și să muncim pentru acest sat, să realizăm acele proiecte sociale, economice, pe care le așteptă astăzi cetățenii din acest sat. Noi în fața dumneavoastră avem și angajamente pentru că suntem în aceste funcții pe care le reprezentăm pe o perioadă scurtă de timp. Vreau să vă zic că în această perioadă de timp, în ultimii 2 ani de zile, indiferent de situația politică din raion, am găsit acea colaborare bună împreună cu primarul din satul Costești, cu Consiliul Local, cu acei factori de decizie de la instituțiile din localitate și grație acestora avem posibilitate ca să implementăm acele proiecte pe care le așteptați dumneavoastră. Anul acesta de la Consiliul Raional au fost alocate surse financiare în jur de 2 milioane de lei care au contribuit la multe din așteptările dumneavoastră și sigur că aceasta ne-o dorim și pentru viitor ca să avem o susținere din partea Parlamentului, din partea Guvernului Republicii Moldova, din partea administrației raionale pe care o reprezint pentru ca să se realizeze acele pe care dumneavoastră le așteptați. Vă doresc în continuare să fie o sărbătoare plăcută, să aveți bunăstare în familie, să aveți sănătate, să vă fie copiii sănătoși și să ne trăiți la mulți și fericiți ani. Vă mulțumesc! Și din partea administrației, cum se zice la moldovenie, un mic cadou pentru domnul primar este un covoraș cu Ștefan cel Mare, cel care de fapt te reprezintă ca entitate, ca istorie și ca stat și ca cetățeni. Poftim, domnul primar, pentru dumneavoastră. 440 de ani. Noi suntem doi, dar aveți 4. Și aplauze cu toții! Domnul primar! De la neam și tradiții! Să dea Domnul peste veacuri, atât de generații au trecut peste neamul nostru. Dar am dăinuit de fiecare dată. Știți tot cine a pus primul piatră aici? Atunci în foame. În 46-47, 3.000 de costeșteni mici și maturi au murit de foame. 3.000! Cine vrea să-și imagineze? Hristos a înviat și bine ați venit la Costești. Bună seara! Adevărat a înviat și bine v-am găsit. Nu-i dezbinat Partid Liberal, avem niște verzișori care îmblă așa pe aici colea. Aceea nu-s Partid Liberal. Grupul verzișorilor, așa i-am botezat eu ieri. Partid Liberal a fost, este și va fi unul din cele mai puternice partide, fiindcă ei promovează dreptatea, adevărul, libertatea și bunăstarea. Și este pentru oameni, nu pentru buzunare proprii. Dar asta cu altă ocazie. Partidul demonstrează un complet formal care el arată la examene. Ita am o susținut examen de centura altă. Practic au 4 luni atât la aproximativ tot. Am fost la competiție, reușit. Paro! Și în urmă. Дай-ка!
V-am spus să fie, dacă nu le vor sparge, vă rog să-i susțineți să fie pentru prima oară și am o susținere a noastră. Comuniat Iuri este două ori, au plus loc 3 la campionată fingesc. La 3 luni de tratamente am avea loc 3 la spare și la toli. Foarte mult importă și cu scânul alea. Сухан Виктор, Шукуца Виктор! Серёд, где? 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 Серёд, где? Unu, până sus, doi, trei, patru, cinci, șase. Astăzi noi sărbătorim aniversarea celor 440 de ani de la documentarea Satului Costești. Sărbătorim hramul Satului Costești și totodată sărbătorim acest eveniment, deoarece noi, în lumea aceasta unică, avem 19 localități de Costești, care am dorit cu o deosebită plăcere să fie alături de noi, dar n-am reușit, am depus un proiect la Departamentul Românilor de pe Fundi, dar sărbătoarea continuă, o facem, îi trimitem un mesaj de felicitare
suntem alături de ei și un salut pentru toți costeștenii de pretutinde. Astăzi noi, tot satul, toate instituțiile din teritoriu, au ieșit cu expoziții. Artizanat, broderie, croșetorie, bucate tradiționale, culinărie, sărmăluțe dintre cele mai gustoase am servit și vreau să vă spun și vă sfătui să treceți și dumneavoastră pe la toate expozițiile și să vedeți bunătatea și maestria femeilor noastre, nevestelor noastre care sunt alături de noi în această frumoasă sărbătoare. Avem oaspeți deosebiți. Am invitat și excelența sa, ambasadorul României, Marius Zlotă, dar se întreba că n-are o șansă bună. O să vină mai mulți oaspeți, dar avem directorul Institutului Cultural Român din Valeriu Matei, este și membru Academiei de Onoare a României. Avem și un lot de carte pentru bibliotecile noastre, care necesită foarte mult să schimbăm locul de carte, pentru că a rămas cu scris chirilic. Le mulțumim tuturor care sunt alături de noi în această zi, se bucură de noi și noi ne bucurăm de prezența dumneavoastră în această frumoasă sărbătoare. Avem orchestra de muzică populară Porumbiță, avem dansuri populare, avem de stradă, avem copii frumoși care nu știu dacă o să reușim în acest program să-i bucureze toții. Le transmitem tuturor felicitări, mulțumim de prezența care se dă de noi în această zi minunată de aniversare a satului Costești și cu prilejul hramului Sfântului.